noiembrie. El citește gândurile. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Credem că, în general, lumea nu se gândește deloc la acea zi măriață și mulți dintre oameni nici nu vor să audă nimic despre acest lucru. Dar noi va trebui să ne întâlnim cu raportul vieții noastre. Trebuie să ne amintim că cineva a fost martor la toate faptele noastre. Un ochi, asemenea unei flăcări, ne privește în toate acțiunile vieții. Chiar gândurile noastre, intențiile și scopurile inimii sunt toate expuse cercetării lui Dumnezeu. După cum trăsăturile sunt reproduse pe placa lustruită a artistului, tot așa și caracterele noastre sunt însemnate în cărțile din ceruri. Atunci fiecare va înțelege ce influență a avut asupra semenilor prin faptul că s-a depărtat de neprihănirea lui Hristos, i-a depărtat și pe ei de la calea adevărului și a binelui. Orice om va înțelege atunci cum l-a dezonorat pe Dumnezeul cerului, încălcând legea sa. Toți cei care vor ieși din morminte când Hristos va veni pe norii cerului, dar și cei în viață, vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Faptele și acțiunile pe care am crezut că le-am făcut în taină, pe care nici un ochi nu le-a putut vedea, sunt cunoscute acum de toți. Un ochi a văzut și a înregistrat faptele făcute de om. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Inima omenească, cu sentimentele ei contradictorii de bucurie și necaz, inima rătăcitoare și schimbătoare este sălașul multor necurății și înșelăciuni. Domnul însă cunoaște motivele, intențiile și scopurile ei. Veniți la El cu inimile mânjite, așa cum sunt. Asemenea psalmistului, deschideți larg cămările inimii voastre înaintea ochiului a toate văzător, spunând: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.